toată lumea mă întreabă de ce am fost dat în judecată și de cine am fost dat în judecată, că multă lume are impresia că am fost dat în judecată de către Ferrari. E bine, nu este adevărat. În vlogul de astăzi o să vă explic ce s-a întâmplat. Am aici notificarea legală pe care o să încerc să vă citesc cât am voie din ea, că n-am voie să o citesc pe toată, că include anumite date confidențiale. După aia o să vă spun părerea mea despre treaba asta și după aia o să vă spun ce urmează să fac în legătură cu asta. Hai să vezi acum, mai bagă volum. Dar vreau neapărat să încep vlogul ăsta prin a-mi cere scuze că nu am avut timp să înainte să filmăm și arată așa în ultimul hal. Out. Așa, stai puțin să închid. Ah, stai că am greșit cheia. Tops 3, cele mai proaste glume. Asta este notificarea regală. Vă arăt, dar rare și o să blureze acest lucru. Sunt date confidențiale, nu vreau să spun aici numele avocaților sau alte date confidențiale, că na, mă gândesc că nu vor să se arate. Este aici o împuternicire de la baronul București de avocatură, adică toată treaba asta este legit. Nu mă interesează. Pe împuternicirea asta spune că domnul avocat a fost împuternicit de către Porsche. În următoarele activități, Ce am scris, doctorul? Că vedeți cât de prost sunt, adică voi v-ați pierdut timpul să mă dați în judecată. Aveați numărul, puteați să mă sunați cu aia, nu pot să citesc ce scrie aici. Și să asiste să reprezinte clientul în fața Pârâi XRL cu domnul Andrei Zbirnoia. Acum hai să trecem la notificarea asta legală, dar nu înainte să vă spun părerea mea în legătură cu cum au reușit oamenii ăștia să-mi trimit acest lucru și anume într-un mod, cred eu, fraudulos, pentru că din câte observăm aici, mi-au scris numele Andrei Zbârnoia. Probabil cine se uită de mult timp la canal știe că numele meu nu este Andrei Zbârnoia. Mai există un nume în plus de familie și nu știu dacă știți, n-ai voie să dai pe cineva în judecată dacă nu știi numele complet. Și întrebarea e alta, de unde au ei numele meu și datele mele de firmă? Și răspunsul e chiar mai amuzant decât vă așteptați, pentru că fix acest nume l-am dat când am cumpărat un Breloc sau ceva de genul de la ei. Mi-am făcut acolo o factură că așa cereau băieții și am dat acolo doar numele Andrei Zbârnoia și din câte știu eu, legea aia cu GDPR-ul te oprește să, gen, nu-ți dă voie să faci asta. Adică, uite, de exemplu, eu la Mobilfox, dacă dă unul o comandă, eu n-am voie să divulg adresa sau numele omului ăla care a dat comandă. Că uite, să zicem că Rareș dă comandă de 100 de la mine și vine unul Adrian și zice, bă, eu vreau să-l bag pe Rareș. A dat comandă de la tine, zici și mie unde stă. Eu! Din câte v-ați dat seama, logică, nu am voie să-i dau adresa lui Rareș. Legea GDPR mă oprește. Nu știu dacă mă exprim complet corect din punct de vedere legal, dar la acest caz mă va asista și Alin Chifor. E avocat, nu e băiatul cu maimuțele. Alin Chifor este un avocat, mă reprezintă. Sigur o să facă și el un video pe social media despre întreg procesul ăsta și o să vedeți acolo o părere cu adevărat avizată. Alt lucru care s-a întâmplat fix în ziua în care am primit notificarea legală, băieții mi-au oprit abonamentul de la Porsche Connect și nu mai merge Keyless Entry-ul la Taycan, de-aia nici nu mai merg cu el. A rămas în parcare că nu merge. Bine, e o glumă, cred. Dar fix în aceea zi m-a oprit. M-a picioarele. Era amuzant dacă luam numele meu din aplicația Porsche, că m-am chinuit foarte mult să pot să pun numele ăsta acolo. Uite, your Porsche Connect could not be extended. Bam, 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 bam. Welcome to Porsche. Uite, uite de unde au numele. Bam. Înțelegi ce zic? Și aici n-am trecut tot. De-aia zic că măcar de luau de undeva oficial aveau numele complet. Asta e prima chestie. A doua chestie, hai să citim acest lucru. Deci spune aici, subiect, notificare, îndepărtare, materiale, video. Stai că vezi imediat ce se întâmplă în vlog, să fac și o pauză, că mă gândesc că foarte mulți oameni care se uită la canalul ăsta sunt pasionați de mașini. Și dacă ești pasionat de mașini, probabil că vrei să și-ți cumperi o mașină la un moment dat. Și sfatul meu, dacă vrei să-ți cumperi o mașină, să o verifici înainte să o cumperi, ca să nu-ți iei țeapă cu ea. Că poți să iei țeapă din mai multe puncte de vedere, poate să meargă așa. În cucur într-o poartă, că a fost lovită, a fost daunată, bam, 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 bam. Înainte să mergi să vezi mașina, să-i ceri seria de șasiu la vânzător, o bagi pe car vertical, folosești codul ZBR, că îți dă 20% reducere și îți arată acolo. Uite, a avut kilometri ăștia la data aia, a avut kilometri ăștia la data aia. A fost înregistrată o daună de banii ăștia, a fost înregistrată altă daună de banii ăștia sau nu s-a înregistrat nimic, mașina este complet bună, corectă, caz în care te duci la omul care o vinde, domnule, vreau să o cumpăr, hai să mergem la un service, hai să mergem la o reprezentanță, hai să mergem la un nenea și vezi după aia dacă o cumperi. Deci,
dacă sunteți pasionați de mașini, vreți să o cumpărați, verificați-o înainte ca să nu vă luați steapă. Oricum toată lumea face asta, dar na, vă zic și eu, aveți codul SBR pentru 20% reducere. Vă las și un link în primul comentariu și basta, hai că vă las acum cu vlogul. Referitor la videoclipul purtând titlul, mi-am luat țeapă la primul meu supercar, difuzat pe canalul de YouTube SBR, care conține în intervalul cuprins între 0.04 și minutul 1.33 imagini filmate fără acordul în prealabil al lor, în incinta societății noastre. Lucrul ăsta este adevărat într-un fel sau altul, pentru că într-adevăr nu am anunțat pe nimeni că filmăm și într-adevăr nu am cerut acordul nimănui. În același timp, știți că când mergeți la aeroport sau în anumite instituții, acolo un semn când intri, n-ai voie cu arme, n-ai voie cu animale, n-ai voie să filmezi, e camera știată, știi? Spune acolo că vă solicităm să eliminați imaginile obținute fără drept, precum și informațiile diseminate, adică am căutat ce înseamnă în text, că da, adică că sunt eronate. În videoclipul indicat, în caz contrar, o să vă dăm în judecată, mai pe scurt. Așa, spune acolo că în clipul ăla ați inclus imagini filmate cu o cameră ascunsă, respectiv fragmente de conversații cu angajații lor, fără ca aceștia să aibă cunoștință despre faptul că sunt înregistrați. Ideea este în felul următor. Acum puteți să mă credeți sau nu, o să intru să văd dacă se vede umbra lui Rareș sau vreo reflecție sau ceva de genul. Am mers acolo la Porsche Pipera și Rareș filma și eu mergeam să vorbesc. Rareș filma, stați că vă dau o poză fix așa cum stă acum. Nu stătea așa cu deștul ăsta, dar mă rog, înțelegeți. Am intrat noi doi fix așa, el mă filma pe mine, uite așa, stătea. Avea camera în mână, da? Ce m-am gândit eu? Bă, dacă nu intrăm așa cu camera în mână, ne-o zice cineva dacă n-avem da. Voie, gen, semn nu era. Da, o să zic că, bă, bă din păcate nu se filmează înăuntru. Bă, dai că nu filma sau nu punea și, mă rog, dacă ăștia nu punea, na, ștergea în cameră. Oricum, nu mai vedea internetul filmarea aia. Dar a zis nimeni, nu filma, nu nimic. A intrat așa cu aia, nu a zis nimeni nimic, am luat-o de bună și am plecat acasă. Chiar apărea în video un angajat de acolo, pe care într-adevăr nu l-am întrebat dacă vrea să fie filmat. Și de-aia când am ajuns acasă, am zis, băi, noi n-avem acordul ăsta. Nu am mai stat sub sună, zis direct, hai că-i blurez fața, că durează mai puțin să-i blurez fața decât să sun să-l întreb. Așa că era fața blurată, nu ne zisese nimeni, așa că de-aia am pus clipul. Când am primit scrisoarea asta, am zis, băi, fair play. Nu ne-a zis nimeni atunci să nu filmăm, dar din moment ce ne-ați anunțat, costă vreo 1000 de euro notificarea asta. Hai, nu sunt de rea credință, m-ai anunțat că nu vrei să apară filmările alea, le-am scos. Dar acum trecem la a doua parte din scrisoare, care mie personal nu mi se pare că este corectă. Și înainte să trecem la următoarea parte din scrisoare, mi se pare foarte amuzant că cineva care se plânge că am filmat acolo fără acordul lor, care, să spunem că are dreptate, îmi ia datele personale fără acordul meu ca să le dea firmei de avocatură sau whatever. Folosește datele mele pe care eu le-am dat la ei în aplicații și le folosește fără acordul meu ca să-mi trimită o notificare legală. Mi se pare că e un mic de ăsta de ipocrizie și îmi trimite o notificare de asta legală că bă, că te dăm în judecată, că dălea. Efectiv, unde era adresa de e-mail și adresa, era și numărul de telefon. Puteați la fel de bine să mă sunați să zice, bă, cu aia, penal ce ai făcut acolo, șterge-l, știi? Și na, dar nu m-am sunat. Au zis, bă, noi suntem șmecheri, noi te dăm în judecată. Aș putea să merg la, nu știu, la ANPC sau la Protecția Consumatorului să zic, hei, nu prea mi se pare corect ca băieții aia să folosească datele pe care le au de la mine din factură să, așa, împotriva GDPR-ului, să le folosească, știi, să le dea mai departe. Nu mi se pare corect, da, nu fac asta, na. Poate, noi oameni, poate le trimit o notificare legală în care să-i anunț că o să fac asta. Față de această situație, vă atragem atenția asupra faptului că showroom-ul în care ați realizat înregistrarea în discuție este un spațiu privat. Orice înregistrare video și sau audio fiind imperior necesar obținerea acordului prealabil din partea lor. De acord, de asta am și șters alea, dar din moment ce nu ne-a fost negat ce voiam noi să facem, adică mă gândeam că, bă, ori sune înainte, ori ca la mall. La mall te pui și filmezi și zice, bă, atunci, bă, cu aia n-ai voie să filmezi aici, bă, bine. Acord pe care dumneavoastră nu l-ați solicitat, după cum nu ați solicitat nici consimțământul persoanelor înregistrate, a căror identitate a fost parțial anonimizată. A fost 100% anonimizată, că nu am arătat cum îi cheamă, nu nimic. Cred că s-a referit la voce. Ok, fair point. Data viitoare o să știm să punem și persoanele astea nu și-au dat consimțământul să fie înregistrate, cum nici eu nu mi-am dat consimțământul ca datele mele să fie împrăștiate. Adică, vrei să te mint? Videoclipul conține în intervalul indicat afirmații pe care le formulați în legătură cu oferta și politica comercială a lor, care sunt incomplete, rupte din context și sunt în mod de natură să inducă în eroare și să creeze confuzie în rândul clienților noștri, ceea ce în mod
indubitabil aduce prejudicii materiale și de imagine societăților noastre. Din ce mi-amintesc eu, am spus acolo că dacă vrei să cumperi cea mai șmecheră mașină, te pune să cumperi altele înainte. Dacă voi spuneți că nu este adevărat ce am spus eu, bine, ok, am folosit anumite exemple, că am zis că trebuie să cumperi nu știu câte caiene, 3 caiene și 4 macane. Poate nu e adevărat, poate trebuie să cumperi 5 de fiecare sau whatever. Cine nu s-a prins că era cât de cât cu o tentă de glumă, oricum n-are bani să-și cumpere. Adică gen, da, păi nu e acolo fix o chestie, că ați văzut că și băiatul la mâncarea din prima mai trebuie să cumpere așa, zic, băi, trebuie să ai un istoric. Hai să nu ne luăm după ce spune el. Dovediți că nu este adevărat acest lucru. Practic ce spuneți voi aici, că eu am mințit și că oricine merge acolo o să zică, că salut, vreau și eu un GT3 RS nou-nouț, vreau să-l prind la preț de nou, nu vreau să-l prind la preț de mâna a doua, care este mult mai scump. Să vedem dacă o se întâmple asta, dacă voi spuneți că am mințit. Tu vedeți că am mințit, bine. Bun, după ce spune toate astea, spune că Porsche este o companie românească ce aparține holdingului tot Porsche, din altă țară, și este principalul distribuitor al mărcilor Volkswagen, Volkswagen autovehicule comerciale, Audi, Bentley, Seat, Skoda și Porsche. Weird flex, but ok. Gen, nu înțeleg, what's the point? A vrut să se laude. Și din câte știam eu, aveam și Lambo. Cred că asta e experiență. Băi, noi avem. Te pui cu noi. Orice formă de promovare a mărcii și produselor Porsche este supusă unor reguli stabilite prin politici agreate de producători și distribuitori în acord cu principiile corporative ale companiei. Nu știu ce zic de principiile astea, că aparent când vă enervează un vlogger blond așa, zici, mă dracu, ce mă interesează, am datele lui, nu contează ce ai voie să faci, ce nu, nu te interesează, calci peste orice, că așa sunt principiile. Vă solicităm să eliminați de îndată imaginile obținute fără drept, precum și informațiile trunchiate vizând oferta comercială, eronate în videoclipul indicat. În măsura în care nu veți da curs prezentării notificare, ne vom vedea nevoiți să întreprindem toate demersurile legale pentru a atrage răspundere civile delictuale pentru prejudiciul pe care ni l-ați creat. Toate costurile presupuse de procedurile juridice urmând a fi puse de asemenea în sarcina dumneavoastră. Adică ei m-au amenințat că nu doar că mă dau în judecată, o să mă dea în judecată, o să le plătesc eu avocații, o să plătesc și prejudiciul. Acum, sincer zic, chiar sunt curios ce fel de prejudiciu am făcut la... Na. Da. Nu caut nicio ceartă. După părerea mea, m-ați pierde ca client dacă aș vedea că faceți lucrurile astea în continuare. Până la urmă, am mers acolo în calitate de client, care am cumpărat. Nu neapărat de la ei direct, dar fix de la brandul ăla. Am două mașini. Vreau și eu să cumpăr pe a treia, aia șmecher. Nu, ați vrut să... Așa, am mers, am luat alta la mâna a doua. Sunt mult mai multe chestii care nu sunt puse publice despre brandurile astea de mașini de lux, dar poate cine știe, o să facem o parte a doua când mai cumpărăm o altă mașină. Până atunci, ăsta a fost video. Să nu vă spun că am o reclamă sau două, dar na, s-ar putea să fim dați în judecată și avem nevoie de bani să plătim avocații.